Hăți, Johnule! Hăți cu lapte, hăți cu vlog, hăți cu bună dimineață! Bun! Ce am zis că nu uităm la Loren, nu? Mai băgăm și un Loren cinstit. Ce-i asta cu aia? Farting prank on my dog to see how he reacts. Asta e jocul. Acum aș fi ipocrit să nu recunosc că și eu îi fac asta lui Gogu. Ok? It's just that it's not a prank. Dar e funny când îl vezi, îl vezi așa, mă uit la el. Și stă să uită în gol. Ce? Bă, ce prank, frate! Bă, ce l-a prankuit pe cățelul ăla! 400... Bă! Are un canal Frenchy Gone Wild, ia lui? Nici ăsta nu face niciun view, nimica. Dar totuși are suburi. Cum are suburi când... Măi, cum are canalul ăsta 97,5k subs și cel mai popular video are gen 579 de view-uri? Cum este omenește posibil? Cu 50 de euro faci multe în lumea asta. Tare, frate. Șmecher. E șmecher, bă, Loren. Hai, bă, ce mai înseamnă să fii bărbat astăzi? Ai fost mințit. Ia, ce înseamnă să fii bărbat? Te-ai întrebat ce mai înseamnă astăzi să fii bărbat de fapt, pentru că sunt o grămadă de teorii pe internetul ăsta. Ești pe un canal minunat, potrivit, perfect pentru tine, pentru că noi o să-ți dăm întotdeauna o versiune relativ diferită față de ceea ce vezi tu, pe unde mai mergi tu pe YouTube sau în mass media. Da, foarte diferită, sunt sigur că e mega diferit. N-ai mai auzit niciodată ideea asta că gen bărbatul e ăla care deschide ușa femeii și plătește nota. Probabil te întrebi, oare trebuie să fiu băiatul ăla definit pe corp în ultimul hal, da, sau oare ar trebui să fiu băiatul care investește bani în ultimul bolid și mașină cu care să mă laud pe internet, ori poate te întrebi, ar trebui să mă îmbrac ultra mișto, să arăt că mamă, mergi incredibil de bine și așa mai departe. Lucrez la ceva extern, ar trebui să lucrez la ceva intern, oare ce astăzi mai înseamnă să fii bărbat? Bine ai venit pe canalul ăsta, îți recomand să te abonezi chiar acum, pentru că facem asta de mai bine de 10 ani în manieră ultra profi. Da, și uite ce bine merge. Și uite ce merge. Merge de dă numai. Video postat acum o oră, by the way. Și într-o manieră minunată, bărbații aici primesc ajutor real, care chiar îi ajută și care chiar pune lucrurile în mișcare pentru ei, îi ajută să dezvolte ceva cu adevărat, câtă vreme unii dintre ei urmează în manieră religioasă ceea ce spunem în clipurile astea. Așa că plecăm de la primul lucru, care se asigură că tu înțelegi faptul că tu poți să fii un produs al tău sau un produs al societății. Asta înseamnă, cam ceea ce recomandă majoritatea femeilor de altfel, că ar trebui să fii tu și nu neapărat o clonă. Nu știu dacă ai observat, dar oamenii au această dorință în inimă de a fi acceptați, de a nu fi respinși. Și practic toată ziua ei caută aprobarea publicului. Totodată ce e greșit aici, că e ceva foarte fucked up în treaba asta, este că majoritatea caută să placă lumii. Oricât ai vrea, oricât și orice ai face, tu nu o să placi tuturor oamenilor pe acest pământ și în sine a vrea acest lucru arată că ai niște probleme, motiv pentru care noi te chemăm la coaching. Deci tu, dacă vrei să placi tuturor, înseamnă că tu nu ai personalitate, înseamnă că ești fals toată ziua, nu există o autenticitate la tine, o să încerci să te dai după fiecare ca să-i pici cu drag, cum s-ar spune, nu. Tu trebuie să devii extrem de lucid, de a ști ceea ce vrei să fii, de a ști ceea ce ești, poate în momentul ăsta. Băi, asta totuși este o discuție interesantă. Vă zic o chestie care e mai mult, zic așa, personală, nu am neapărat documentația academică to back it up, dar cred că știm cu toții, am avut cu toții discuția asta noi, cu noi înșine în viețile noastre. Domnule, vreau să mă placă, să mă placă lumea sau vreau să mă simt plăcut. Asta într-adevăr pot fi de acord că este o manifestare a dorinței noastre de
a fi iubiți la sfârșitul zilei. Adică nu e mai mult de atâta. Nu e nimic mai complicat de atât. Orice om, câine, pisică, urs din pădure, orice ființă vie, își dorește afecțiune, protecție, grijă, toate lucrurile astea. Pentru supraviețuire este o nevoie absolut normală și există cu siguranță chiar și la bărbați. Chestia asta, într-adevăr, ulterior se manifestă în alte lucruri. În, domnule, ok, hai că o să-mi înfăptuiesc eu niște whatever prerequisites, da, îmi iau o mașină, îmi iau o casă, îmi iau o daia, mă fac investitor, mă fac nu știu ce, învăț poezii. Cu toții facem lucruri pentru a obține într-un fel sau altul genul ăsta de iubire, genul ăsta de afecțiune din partea celor din jurul nostru. Eu cred sincer că există un discurs în jurul chestii astea care ar vrea să te facă să crezi că, de fapt, domnule, tu n-ai nevoie de așa ceva. Tu trebuie doar să fii tu însuți, unapologetically, și să trăiești viața și lucrurile astea vor veni de la sine. Deși pot să fiu de acord în mare cu această idee, nu pot să cred că asta este o soluție care funcționează pentru toată lumea, înțelegi? Pentru că să fii tu însuți, de fapt, înseamnă foarte, foarte multe lucruri. Deci, da, cred că ar trebui să încercăm să fim noi înșine, dar cred că în plus față de asta, ar trebui și să încercăm totuși, deși știu că este foarte greu, dar vă promit eu că este un efort care merită. Ar trebui totuși și să încercăm să-i vedem pe cei de lângă noi cu nevoile, vulnerabilitățile și problemele lor și să încercăm totuși mai degrabă să le oferim acele lucruri de care ei au nevoie pe plan emoțional decât să le invalidăm aceste nevoi. Nu prea există, cum să zic, o soluție simplă la chestia asta. Tocmai de aceea eu cred sincer că e un de fapt problema trebuie abordată din mai multe perspective, știi? Adică da, eu trebuie să fiu eu însumi, în același timp eu și trebuie față de oamenii la care țin din viața mea să am totuși o deschidere către a-i vedea în plan cât se poate de uman. Nu vă puteți închipui cât de mult bine puteți face oferindu-le oamenilor iubire. Eu sunt capcane aici, adică din nou, nu vreau să invalidez absolut orice fel de discurs pe tema asta, bineînțeles, sunt capcane aici. Uneori, iubirea noastră poate fi plasată în mâinile unor oameni care folosesc chestia asta și manipulează folosind chestia asta, cu siguranță. Cu siguranță trebuie exersată o oareșcare, cum să zic, grijă, știi, un oareșcare scepticism, dar trebuie să facem chestia asta cu puțină, știi, judecată. Trebuie judecat foarte bine, într-adevăr. Dar eu cred că totuși trebuie să existe efortul. Mă refer la relații apropiate, intime, etc. Știi? Din nou, cred sincer că sunt foarte, foarte multe chestii care pot fi rezolvate prin iubire. Știi? Uite cum am zis eu mai devreme poezia aia, toată lumea era gen, mă rog, toată lumea, o bună parte dintre voi zic, da, asta e cringe. Faptul că e așa de cringe să zici o poezie de dragoste, pentru mine este îngrijorător. Pentru că la urma urmei este o formă de expresie a dragostei care ar trebui să fie la ordinea zilei în viețile noastre. Na, mă rog, ar trebui să înțelegem că deși ar trebui să acceptăm că avem dreptul de a ne simți iubiți, trebuie să și înțelegem că nimeni nu este obligat să ne ofere acest lucru, așa că trebuie să căutăm și să încercăm să ne apropiem de persoanele care sunt dispuse să ne ofere afecțiune și să oferim și noi de asemenea înapoi. Da, adică într-adevăr, adică cum să zic? Cred că e o chestiune de responsabilitate, știi? În care eu mă responsabilizez față de tine, dar și tu te responsabilizezi față de mine. Într-adevăr, cineva trebuie să facă primul pas în chestiunea asta, dar odată ce primul pas e făcut, de acolo se poate începe ceva. Și poți să folosești asta ca un etalon. Domnule, uite felurile în care eu mi-am asumat într-un fel sau altul responsabilitatea pentru bunăstarea ta mentală. Știu că sună foarte toxic, dar la sfârșitul zilei e adevărat, pentru că și măta e responsabilă pentru tine când te iubește. Înțelegi ce vreau să spun? Chestia asta există. Adică fără responsabilitatea asta nu poate exista niciun fel de nimic. Ideea este că, într-adevăr, sunt foarte multe cazuri în care chestia asta are rezultate foarte nasoale. Cred sincer că n-ar trebui să ne descurajeze. E foarte complicat să faci chestia asta, dar din nou, cum vă zic eu de fiecare dată, eu cred că efortul merită. De a ști oamenii cu care te înconjori și așa mai departe. Deci nu vrei să devii o clonă cum fac toți ceilalți care se dau pe placul acestei societăți pe care caută non-stop să o impresioneze, pe că trebuie să amintești o chestie. Tu părăsești identitatea ta, oricare ar fi aceea, o lași în urmă, devenind mereu un produs la aprobarea publicului, ceea ce înseamnă că te vei simți non-stop deconectat de tine. Și acum, vreau să-ți spun o chestie.
chestie. Tu crezi în momentul ăsta că felul în care tu te simți, te afli doar tu aici. Însă eu ți-aș aduce la cunoștință că ceea ce tu simți acum este global, universal. Majoritatea se simt așa pentru alegerile proaste pe care le-au făcut. Urmează să te lovesc un adevăr și vreau să înțelegi că o fac doar ca să te, cu speranța că te trezești la realitate. Însă, dacă tu ești un bărbat în momentul ăsta, care te simți, nu știu, în depresie sau stai rău, îți vorbești urât, îți faci lucruri nasoale, probabil iei banii, investești în chestii externe, lucrezi la aspectul tău și chestii de genul, lucruri care n-au nicio legătură cu ceea ce ești tu înăuntru, cu ceea ce atrage concret o femeie. Și probabil pentru că faci mizeriile astea, că astea sunt niște mizerii, pentru că faci lucrurile astea, mergi prin viață și cauți să cunoști femei, să atragi femei, doar că uiți o chestie, ceea ce tu ești atrage în societatea asta, ești o reflexie, omul pe care tu-l atragi o reflexie a ta. Deci dacă tu ești un om în momentul ăsta care te minți, te înșeli, asta o să faci cu oamenii, tu minți oamenii, înșeli oamenii, nu ești asumat, nu-ți asumi responsabilitatea, te vezi foarte moralist, tu crezi că faci și drept și bla bla bla, însă în realitate viața îți oferă în fiecare zi adevărul despre tine. Deci dacă tu în viața asta nu ai femeia pe care ți-o dorești, nu ai succesul pe care ți-l dorești, prietenii tăi sunt niște lingăi falși și ți-ai dat seama de chestia asta, te usucă de bani și stau pe lângă tine numai când e bine, înseamnă că tu faci niște căcaturi, iar viața în momentul ăsta e doar o oglindă cu tine și ți-arată la ce să lucrezi ca să crești. Bro, adevărul doare extrem de tare, îmi dau seama, eu am învățat asta pe parcursul vieții, m-au lovit adevărurile din toate colțurile și am suferit extrem de mult, de aceea oamenii nu vor să vadă adevărul. Dar adevărul este că tu, practic, prin ceea ce ești, nu ești în stare să ai oameni în jurul tău care să stea pentru că tu ești frumos ca om, înăuntru, pentru că ai niște calități minunate, nu. Tu nu faci altceva decât să te minți și să cumperi prezența oamenilor. De aceea prietenii vin doar când ai bani, de aceea te susțin doar dacă le oferi ceva în schimb, de aceea femeia vorbește cu tine și în secunda 2 nu vrea să te mai vadă, de aceea ai un date și nu vrea să te mai vadă sau de aceea nici nu ajungi la date. Și aici intervine un alt adevăr, bro. Dacă tu ești omul care nu ai control asupra ta, asupra emoțiilor, gândurilor tale, asupra activității și ceea ce mănânci, asupra obiectivelor tale, dacă ești aievea prin viață, într-un punct în care tu doar te victimizezi și faci pe alții responsabili de căcaturile tale, bro, păi eu sunt omul cu care tu nu o să stai niciodată la masă. Și oricât te-ar deranja pe tine treaba asta, eu o să stau la masă cu tine doar câte vreme mă plătești. Și asta e un adevăr pe care omul... Îți dai seama, nu stă Loren cu aia cu tine la masă, ești prost. Asta ar trebui să ne dorim cu toți. Refuză să-l accepte. Tu crezi că aici e vorba de aroganță și alte lucruri? Ok, Slăvoc, deci cum ne combinăm cu emoloaice, notez, este foarte simplu, dragul meu prieten. Pui pe Instagram la story melodii Deftones, horny, și o să vezi că lucrurile vin de la sine. Nu, te asigur că nu e așa. E vorba că dacă eu stau la masă cu tine din pură inițiativă, că vreau să te consider un prieten sau ceva, tu o să mă tragi în jos. Prin faptul că îmi dau voie să fiu în preajma ta, este o ură de sine pe care eu mi-o arunc mie la adresa mea, e extrem de tare și urât. Și trebuie să înțelegi că exact așa simte și femeia respectivă când vine în viața ta, în acea abordare unde îți dă 15 minute din timpul ei și simte mizeriile astea la tine. Și în momentul în care ea simte lucrurile astea, nu vrea să aibă de-a face cu tine. Doamne, e salată de cuvinte cu aia, eu nu pot, nu știu, e așa de greu. Cum să cunoști femeia, chiar dacă ți-e frică să face asta și ne-a dat o poză cu Johnny Depp și Amber Heard. Bro, what the fuck, what's going on? Ce canalul ăsta, bă, frate? Chiar că canal. Calități masculine care nebunesc femeile. Măi, thumbnail-ul. Am pus-o pe mama natură în thumbnail cu captionul asta vreau. Asta vrea această femeie. Ce să-i spui ca să-i capteze atenția? Replici exacte, ia! Suntem bărbați și asta este minunat. Suntem bărbați și asta ne ocupă tot timpul. Dacă tu înțelegi locul ideal din care să vii în această viață, locul din care să acționezi mai exact și locul ăla dacă e unul vindecat și unul prin care vrei să-ți faci un bine, evident, probabil mergi prin viața asta în fiecare zi și te gândești, aș vrea să întâlnesc pe cineva, aș vrea să fiu capabil să vorbesc cu o femeie, dacă îmi văd sufletul pereche că apare de după colț, cum zic filmele astea, ei bine, ar fi bine să știu să mă bag în seamă cu ea, nu? Ar fi bine să știu... Replici exacte, atenție! Ce să vorbesc, cum să vorbesc, cum să mă comport în așa manieră încât să leg ceva acolo, să dau viață unei povești, unei familii, unei carieri de succes, orice ar fi treaba asta. Ei bine, astăzi, în clipul ăsta, o să te învăț și o să-ți dau lucruri exacte, specifice. Yeah. Ca tu în momentul care o vezi pe femeia pe care ne dă Loren mură în gură, o place, să o faci a ta în câteva secunde fără problemă. Da? Stai până la finalul clipului de mai bine de 10 ani, ajut bărbat.
bărbații ca și tine care din când în când au problemele. Este greu să legi o conexiune cu o femeie în stradă sau la muncă sau unde ori fi ei. Le este greu să poartă o discuție. Poate nu înțeleg neapărat ce-i tachinarea, ce-i flirtul. În clipul de astăzi totul va fi al naibii de clar. Ia! Yeah. Ce vorbești cu ea? S-o face a ta. Aici e el la Chateau, pe Valea Loarei. Ce e riz? Yeah. Ah, nu, e în Timișoara. Ok, gaci. Dacă simți că te-ar ajuta să primești ceva extra, să, nu știu, să privești niște produse, să citești niște cărți. Am scris niște cărți pentru tine care explică exact ce le plac femeilor, ce le face să ardă de dorință. Ai un ghid de rep să-ți deschizi un business pre-e dacă ai făcut și nu-i chiar ușor neapărat să ieși în evit. Chec. Ce nu te învață, Loren? Să schimbi un bec, să schimbi o priză, să faci o prăjitură. Evidență, să creezi un impact, să faci în așa fel încât în momentul în care ea ajunge acasă, să scoate telefonul din buzunar, să spună: mamă, abia aștept ca Fabian să-mi scrie, să-i răspund la mesajul ăla. Ei bine, Fabian. Totuși se poate face ceva în legătură cu asta. Și pornim de la primul punct în clipul ăsta. Probabil ai observat că în momentul în care vrei să vorbești cu ea, începe așa să te gândești, dintr-o dată mintea ta zdrumeg la nesfârșit, nu? Și ești în capul tău și te tot întrebi: mă, cred să-i spun ceva fenomenal, fascinant, uimitor. Oare ce ar fi ceva interesant? Dacă ai observat că asta e prima întrebare... Ce buci conduci? Ce ar fi? Ceva interesant? Ceva așa, care ar fi, oricum mai dau. Ai putea încerca cu un simplu bună? Nu, e prea... Trebuie să ieși în evidență. Trebuie să epatezi. Pare în capul tău, înseamnă că ăsta e primul punct în clipul ăsta. Definește pentru mine ce mai exact înseamnă interesant. De fapt, nu o face pentru mine. Numai de vitamina P ești nebuno. Definește pentru mine ce mai exact înseamnă interesant. De fapt, nu o face pentru mine, fă-o pentru tine. Pe o foaie de hârtie scrie: ce crezi tu că înseamnă interesant? Păi ce mă pui cu aia să scriu aia, că îmi dai replici exacte? Zii replica exactă, ce stau acum să mă gândesc? Totodată, după ce ai răspuns acolo, întoarce-te la clipul ăsta și întreabă-te: oare ceea ce este interesant pentru mine poate fi total banal sau penibil pentru altul? Deci cumva acest lucru de AKA interesant e de fapt ceva extrem de subiectiv. Ce poate fi interesant pentru unul poate fi total aiurea pentru altul. Dacă ai ajuns la concluzia că da, înseamnă că tu trebuie să elimini această credință că există ceva interesant. Și de fapt ajungem la următoarea problemă pe care o ai de fapt. Este că sunt șanse mari să ai o stimulare. Da, tu ai zis că îmi dai replici exacte cu aia. Ai zis în titlu că îmi dai replici exacte, universal valabile, e implied în acest statement. Joasă. Să nu știi lucrurile care te-au format în viața asta. Da, tu le ai în mintea ta pe undeva, dar nu ești concret conștient de ele. Și probabil nu-ți dai seama, sau poate că îți dai seama, dar stima ta... Așa, da, asta e. Salut, că bună ești deja. Aia e replica, there you go. Tata tău e terorist, că ești bombă. La pământ, pentru că doar un bărbat cu o stimă la pământ va fi în capul lui, va fi blocat și se va întreba: oare ce vorbesc cu o femeie? De fapt, asta reprezintă un blocaj pe care tu îl ai. Până în momentul în care tu nu îl dai la o parte, blocajul ăla te ține pe loc. Pentru că, în realitate, ceea ce vorbești cu o femeie, tachinarea, flirtul, arta de a flirta, arta de a fi seducător, de a fi carismatic, magnific, asta există în tine, e o resursă a ta. Dacă tu nu reușești în manieră naturală să fii asta, înseamnă că ceva blochează. Ceea ce mă conduce exact cum spuneam la punctul următor, înseamnă că tu pui femeia aia pe un pedestal. Deci dă-ți seama acolo pe teren sau online sau unde vrei tu să abordezi, în momentul în care simți blocat. A, deci trebuie să mă duc să zic: mai dă-te fă-mi. Cine ești tu, mă mâncați? Astea, tu în mintea ta deja ai făcut femeia mai mult decât este. Și care e problema aici? Că femeia e doar o femeie. Da. Uită-te la ce mai exact îi atribuie ei valoarea pe care tu i-o oferi, că tu o faci, și întreabă-te de ce tu ei îi atribui valoare, iar ție îți atribui rușine sau, nu știu, chestii de genul care te sabotează. Deci cum mai exact ea e mai presus decât tine, cum faci să știi chestia asta, ce dovezi ai la ceea ce spui și revii ulterior la ce spuneam. Ce mai exact e interesant în lumea asta? Pentru că din propria mea experiență, făcând abordări zeci de ani pe teren și antrenând bărbați ca și tine și i-am trimis la o grămadă de femei și s-au dus și au spus un căcat în ploaie
Și aia a funcționat? Da. Este pentru că ei au dat drumul la credința asta că există lucruri interesante. Man, suntem ființe simple. La final de zi, vrem ca oamenii să ne placă, să ne simțim bine în pielea noastră. Vrem să purtăm o discuție. Îți plac portocale? Da. De ce? Pentru că, le strângi sucule. Bună, știai că sexul îți crește speranța de viață? Hai la mine să devenim nemuritori. Discuți, îți plac portocale? Da. De ce? Pentru că, le strângi suculente. Ah, ce mișto, și mie îmi plac. Nu e o chestie, ce e atât de interesant pe lumea asta? Mai ales dacă vorbim de cum sunt oamenii în societate, majoritatea, niște oameni cu un drum spre moarte, privesc într-o singură direcție, sunt atât de inconștienți că dau cu capul unii în alții, sunt cu capul în telefon, toată ziua muncă acasă, muncă acasă, muncă acasă și probleme în familie. Ce crezi tu că e atât de interesant încât tu ai putea acum să faci să pa, pa, 70.000 de scheme? Nu, rămâi la simplitate, simplitatea câștigă dacă vine dintr-un loc în care tu te simți bine. Și acum să trecem puțin la faptele pe care eu ți le-am promis totuși în clipul ăsta. Așa, da, replici exacte, zim precis. Pasul numărul 3. Printre discuțiile astea ale tale, probabil legate de pasiuni, de obiective, și ți-am mai spus în anumite clipuri, evită total discuția de muncă. Dacă apare, să fie de 2 minute, pentru că da, ești interesat, unde lucrează fata asta, care e viața ei, care dracu e obiectivul ei, are unul sau nu are. În momentul în care vorbim despre lucrurile astea, ăsta e singurul om care a luat un avion ca să vină în România să ia lecții de la Loren. Da? Intră în pasiuni, intră în ce de ei pofta de viață. Ei, pe lângă toate chestia asta, te-ar ajuta foarte mult să știi să fritezi, să tachinezi. Da, acel om, Johnny Sins. Ca bărbat, în momentul mai ales în care ești blocat sau ești condiționat de bani, îți simți că îți lipsește ceva, există o durere, ai un blocaj sau durere, e același lucru. Ei, în momentul în care ai această durere sau acest blocaj, oricare ar fi el, începi să nu mai fii prezent. Eu oscilezi așa printre stări, printre gânduri și căcaturi. Și ce se întâmplă, rămâi în capul tău și începi să spui întrebări legătură cu ce ar fi să-i spun, vreau să-i spun ceea ce trebuie să nu pierd, bla, bla, intri în toate aberațiile de genul ăsta. Și de aceea zic, prin momentele astea, când tu vorbești de pasiune, obiective, bla, 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 introduc flirtul, tachinarea, adică nu mai fi atât de logic și de rațional. Dacă ea, de exemplu, a spus, am luat și eu tricoul ăsta din Zara, a, da, pe bune, da, era la reduceri sau? Tachinează puțin, a, îmi plac foarte mult ochelarii tăi, zici că... Tachinează puțin. Hei, mi-a luat tricoul ăsta din H&M, s-o bă, p***, el, s-o bă, p***, tricoul tău, ce zici de asta? Era la reduceri sau? Tachinează puțin. A, îmi plac foarte mult ochelarii tăi. Zici că sunt, nu știu, al lui Johnny Bravo. Te-ai uitat la desenul ăla? De fapt, eu încerc să incorporez foarte mult trăsăturile lui. Știu că îți plăcea de băiatul. A, nu, că era narcisism, știu ce. Păi eu sunt narcisism în persoană. Orice apropo dai tu, tachinare, observ. Nu mai lua chestia exact așa cum a spus-o. Asta e o problemă foarte mare la bărbați. Și ochelare, zici că ești albină. D-astea. O clientă, care râdeam cu lacrimi, a ieșit la un date cu un tip și o clientă, o femeie, s-a dus, bună ziua, domnul Loren Login de la Nonsense TV, da, poftiți, luați acești bani, rezolvați-mi viața amoroasă. Acest lucru s-a întâmplat, prieteni, cu siguranță, sunt foarte sigur că s-a întâmplat. Bărbați, am o clientă, care râdeam cu lacrimi, a ieșit la un date cu un tip și la un moment dat ea vrea să tachineze, vrea să friteze. Se uită la bărbatul ăla și îi spune, fii atent la asta, îi spune, noi doi în seara asta nu o să facem sex. Dar era la modul, hai, du-mă, hai. Exact acolo vreau să-ți arăt că acolo mă gândesc. Da, noi proști, da, noi proști. Da, bărbatul ăla prost, sărac. I-a zis, hei, nu o să facem sex în seara asta. Ok, bine, nu vrei să facem, nu faci. El prost, că ea de fapt zicea nu, dar de fapt voia să zică da, mai fiți proști. Gândesc eu, nu tu. Și el a zis, în capul lui de om rațional și logic, a, mi-a zis că nu facem sex. Ah, ok, gata, bun. Da, el prost, cum ziceam, ultimul prost. Da, la ea și spune, ce facem, mai stăm sau mergem acasă, gen, fiecare la casa lui. Deci a rămas total dezamăgită, a decis că nu vrea să nu mai vadă în viața ei, pentru că ea a fost în momentul ăla jucăușă, a introdus flirtul, iar tu te-ai uitat la cuvinte, motamo. Hai zis că dacă așa a zis, înseamnă că asta vrea zică. Nene, păi Loren, nu știu, asta e viața pe care vrei să o trăim, în care vorbim ca proști și nu zicem nimica? Doamne, iartă-mă. Ceea ce am mai spus. Loren arată și vorbește ca cel mai mare fan Limp Bizkit, dar neironic. Și cu tatuajul la tribal. Are și un tatuaj cu Mortal Kombat aici, îl știm, din tabără. E efectiv un fan Limp Bizkit. Ta la cuvinte, motamo. Hai zic că dacă așa a zis, înseamnă că asta vrea zică. Ceea ce am mai spus de atâtea ori în clipuri, când spune o femeie ceva, nu înseamnă neapărat acel ceva. De fapt, deseori, înseamnă exact opusul. Astea sunt sfaturile, dragi prieteni. Poftiți, luați sfaturi. Luați sfaturi de relaționare și dating. Când femeia zice nu, de fapt vrea zică da.
De aceea, bro, te chem la coaching, avem diferite pachete unde noi doi putem lucra împreună. Unde poți să arăt exemple de la clienți, exemple de la mine, exemple la oricine și să arăt ce anume ai tu de înțeles, ceea ce n-ai înțeles până acum. Și te vor ajuta lucrurile astea, pentru că dacă tu mergi singur prin viață, făcând exact aceleași acțiuni, te va conduce la aceleași rezultate. E logic. Deci flirt, tachinare, adică îmi place foarte mult rochia asta roz. Te-ai gândit să copiezi personajul din Pantera Roz, da? Te uitai mult la desenele alea, da? Ce rochie ai, zici că ești Pantera Roz? Amintești de Inspector Gadget, ai pălăria aia, să înțeleg că tu ești în general un avocat. Chestii de genul, joacă-te. Momentul în care e îmbrăcată super elegant, dă-mi voie zicești că tu ești florăreasă, da? Normal că n-are nicio logică ce faci aici, bro. Ea arată ca o secretară, tu îi spui să înțeleg că lucrezi la florărie. Man, n-are nicio legătură. Amuzamentul, tachinarea, flirtul. Da, bune glume. Tachinarea. Ce față ai, zici că ești Inspector Gadget? Ce ai făcut pălăria aia pe tine? Ce față ai, zici că ești Scooby-Doo? Flirt, tachinare, pijucăuș. Asta va introduce elementul ăla pe care ne lipsește de fapt în viața, da, de zi cu zi. Suntem al dracu de serios și aia e problema. Al dracu de logici și raționali. Și ajunge la următorul lucru. Complimentul. N-ai voie să complimentezi o femeie? Ba da, bro. Doar că există o regulă. O complimentezi în momentul în care chestia aia vine într-adevăr sincer din tine. De aceea tu trebuie să o inspirație profundă când simți nevoia. Ce țățeai să moară, mă? Să o valida. Inspirație profundă și te întrebi, eu chiar simt nevoia să-i spun treaba asta, chiar îmi place chestia asta, să-i doar un căcat așa pe care eu suflu oricărei femei sperând că primezi niște atenție înapoi. Complimentul când e sincer, bro, lovește de parcă te-a lovit fulgerul. Vam! Te-a trăznit. Ei, în momentul în care a făcut asta... Ce ți-ai zis că ești din Cow and Chicken? De ce spun asta? Te-ai oprit dintr-o dată, ai devenit prezent și la modul, mamă, ce s-a întâmplat? Ei, asta e reacția unei femei care primește un compliment sincer și asumat. În momentul în care tu îți dai și spui, fata mea, tu arăți să moară măsa în comă, incredibil de mișto, fă o piruietă, cine dracu ești? Man, ia-i la modul, ai de capul meu, ce se întâmplă? Asta cu pirueta will never work. Nu știu de ce am sentimentul că oricând încerci să complimentezi o femeie pe cât de bine arată și îi zici hai fă o piruietă, oh my god, that's so weird. Eu mă gândesc eu cum i-a zis, fă o piruietă frumosule, ca la zici că-s cățel. Numai lui Gogu îi zic să facă piruietă ca să îi dau de mâncare. Părut toată lumea în jurul meu, sunt eu cu el, ceva se întâmplă. Are emoții, are tot felul de... Efectiv ca la circ, ca la animale de companie. De furnicături, pășirea spinării, eu... pentru că complimentul tău e sincer. Ce ochi ai, zici că ești din Hobbit-ul. Hobbit-ul. A dispărut toată lumea în jurul meu, sunt eu cu el, ceva se întâmplă. Are emoții, are tot felul de furnicături, pășirea spinării, pentru că complimentul tău e sincer. Te-l ajunge la următorul punct și ultimul în acest clip. Are furnicături pe șirea spinării pentru că este teamă pentru propria ei siguranță, omule, de-aia are furnicături pe șirea spinării. Problema la bărbați este că ei încearcă să facă pe plac, ei încearcă să... Ce cură ai, zici că ești Diana Șoșoacă? Se ridice la standardele societății. Ei încearcă să fie întotdeauna altceva decât sunt. Și atunci asta ce înseamnă? Că nu vei fi un bărbat asumat, da? Îți va fi frică să pierzi. A fi asumat înseamnă că tu ai dat drumul fricii de a pierde. În momentul în care ție nu-ți mai este frică să pierzi oamenii în jurul tău, exact asta se întâmplă. Nu-i mai pierzi. Dar dacă ție ți este frică, fix aia se întâmplă, pentru că de ceea ce ți-e frică în lumea asta, nu scapi. Și de ceea ce fugi, te prinde. Omul ăsta parcă era divorțat, nu? Sau ceva genul ăsta. I-am pus și acest steel frame, superb. Targă până îți rupe picioarele. Și atunci asumare, adică nu ți-e frică de ceea ce comunici, dezvoltă niște lucruri, niște principii, niște chestii care nu au cum să producă în tine aceste nesiguranțe. Și fii drept și ferm în ceea ce tu comunici, da? Mm-hmm. Și desigur... Vreau să-mi sunt ultimul prost și aș dori dacă se poate să-mi faci felație. Ca surpriză și bonus la acest clip mai subliniez o chestie. Dacă tot ai toate condimentele astea, nu uita că în momentul în care tu oprești femeia sau te bagi seamă cu ea, oricare ar fi, ea se așteaptă la un lucru. Tu ești bărbatul, tu trebuie să o ghidezi. Prin urmare, ea se uită la tine și zice, ok, da, ai vrea să bem o cafea, bun, de aici încolo ce mai facem? Tu ești ăla care întotdeauna iei deciziile, tu ești ăla care ghidezi. Desigur, deciziile sunt luate împreună, dar tu ești ăla care vii cu propunerea, tu ești ăla care te lupți cu obstacole și așa mai departe. Da. Ghiși ce? Pe fărăsens.ro ai absolut toate produsele care te ajută în acest domeniu. Ai un curs online pe emoții dacă ți este frică să vorbești cu o femeie, dacă ai emoții care sunt haotice. Ai un curs pe texting dacă texting-ul e o problemă. Nu prea știi cum să discuți. Îți iei deseori sin, rămâi aiurea, te blochează instant, nici măcar nu-ți dă follow, nu-ți răspunde la mesaje. Poate profilul tău e fucked up, poate cine știe. În cursul ăla o să înveți de la 0 la 100. Nu mai vinde cu ai cursul. Nu știu, că ești
Cine știe ce naiba? Deci da, contează extrem de mult pentru niște oameni care în această societate judecă superficial încât de la prima aparență. Da? Pe lângă toate astea, ce voiam să mai subliniez? Ai coaching-ul, frate, pe care repet în fiecare. Da, frate, am coaching-ul. Măi, mersi frumos de coaching. Bani aruncați pe geam de la un om care n-are măcar tupeul să-și lase comentariile pornite. E în Luxemburg. E în Luxemburg, omul. Ești prost? Omul e în Luxemburg acum. Oameni ferească, sfânt. I love it. I absolutely love it. I think it's amazing. I think it is amazing.